astăzi pentru o cauză nobilă. Vreau să felicit organizatorii și suntem bucuroși că putem fi părtași la această cauză nobilă prin colindele noastre, prin cântecele noastre, prin prezența noastră și cred că putem contribui și altfel și cu un bănuț, de ce nu? Așa că, Doamne ajută să se mai întâmple astfel de lucruri frumoase aici la Mănăstirea Cașin și noi să fim prezenți de fiecare dată, ori de câte ori, auzim că se întâmplă ceva, venim și noi cu drag. Vă spunem așa, ne primiți cu colindul? Tot se apropie sărbătorile, noi deja am fost la colindat și azi dimineață, tot aici la Mănăstirea Cașin, la Părintele Burgăoano, așa că iată-ne și acum și vrem să vă colindăm. La toată casa-i lumină, ziure de ziua, la tot omul-i masa plină, ziure de ziua, cine șa busuiace, ziure.
mutuia de la geam. Care l-am creat anul trecut și îl cântăm pentru prima oară, cred că pentru dumneavoastră. Atunci când împodobiți bradul, vă invităm să-l căutați pe YouTube. S-a născut pruncul sfânt, Gabriela Comăneci și Mândre Trotușene. Să-l împodobiți alături de noi și să vă aducă multă, multă bucurie în suflet. Thank you.
grup vocal Mândre Crăbușene. Mulțumim, Gabriela Comăneci, pentru că ne sprijin mereu și ești alături de noi. Urmează un alt grup prieten, un alt grup care nu lipsește de la nicio acțiune a noastră. Urmează o doamnă care organizează în fiecare an, de vreo 15 ani, zicea el, dar din cauza pandemiei și alte probleme a ajuns de pe la a 10-a ediție, Festivalul Podureanca. Este vorba de doamna Alina Muncilă de la Poduri, din Comuna Poduri, care va veni azi în fața dumneavoastră cu două grupe, ansamblu Păunicii și ansamblu Păunașii, de la Poduri. Deocamdată vom vedea pe scenă ansamblu Păunicii. Cum avem noi bobocei, au și ei. Haideți să-i aplaudăm și să-i încurajăm.